Drumul de la Bote e pe calea cea bună. În sensul că... Este pe calea bună, în sensul că se execută acolo o operațiune extrem de costisitoare. Și dacă dumneavoastră sunteți mai permanent în zonă decât vreau, să se vadă că există o instalație extrem de performantă, care are, conform proiectului aprobat și finanțat de către Compania Națională de Infrastructură Rutieră, obiectul de a implanta 120 de stâlpi pentru stabilizarea zonei respective. La ora actuală sunt făcuți circa 50 de stâlpi, care sunt amplasați la o adâncime de 16 metri și jumătate, 17 metri, cu un diametru consistent, care vor stabiliza zona. Din discuțiile purtate cu constructorul, în jur de jumătatea lunii august, cel târziu 1 septembrie, partea de consolidare va fi, deci de execuția acestor stâlpi număr de 120, va fi finalizată. Instalația este foarte bună, oamenii lucrează permanent acolo, deci nu, eu am fost și la începutul lucrării și instantaneu, așa, la de două ori, și am constatat că este o firmă serioasă. De unde este firmă? E din țara românească, în orice caz. Și dintr-un județ limitrof, județul Argeș. Deci este o firmă românească 100%, și este și un lucru care trebuie apreciat, pentru că sunt specialiști, oameni care au mai făcut astfel de lucrări și nu sunt în faza și nici nu se preconizează faptul să părăsească lucrarea. Odată după ce vor fi finalizată această implantare a stâlpilor de susținere, vor trece la elemente de infrastructură superioară pentru a reda circulații. După cât ați observat și dumneavoastră, acolo s-a găsit o soluție de variantă pentru traficul ușor, care este utilizată pentru autoturisme, pentru maximul 3 tone și jumătate, care scoate dintr-o situație nefavorabilă locuitorii de o parte și de alta limitrofă între zona, între comuna Boteni și satul Vâlțănești. Eu sper că din discuțiile purtate, ca cel târziu la jumătatea lunii octombrie, această, deci până la începerea perioadei dificile, ca acest drum național să fie repus într-o stare mult mai repus circulație și într-o stare cu nivel de siguranță superior.